Bună seara, un gol venit după multe ratări salvează un punct până la urmă. Cum a fost meciul, care ar fi concluziile? Bună seara. Ce să zic, acum la final sunt mulțumit cu punctul ăsta, ținând cont la când am egalat, dar așa, dacă mă iau după joc și la ce am pregătit noi, am venit să luăm cele trei puncte, nu sunt mulțumit, pentru că și eu zic că se putea astăzi. Am pornit practic de la 0-1. Totuși, o deplasare grea, o echipă bună care își dorește promovarea, un public frumos care și-a susținut echipa. Până la urmă, ce să zic, trebuie să mă declar mulțumit, dar sunt bucuros că echipa a jucat fotbal. Așa, la ce am văzut, o să mai mă uit odată la meci, dar acum la cald, eu spun că echipa a făcut un joc bun. Ați schimbat într-o lună mulți jucători, foarte mulți, aproape 3 sferturi față de lotul din sezonul trecut. Cum vi se pare că s-a omogenizat echipa? Cum vi se pare că răspund jucătorii la comenzile noastre? Eu spun că, pentru că sunt jucători valoroși, cu calitate, eu zic că s-au acomodat destul de bine. Sunt și jucători străini care mai le ia ceva timp până să se obișnuiască cu fotbalul din România, dar eu zic că cei care străini care au fost, Sierra, Mancuso, au făcut o partidă bună. Sunt mulțumit până la urmă, de toți și de cei care au intrat, de toată lumea, pentru că au crezut până la final și până la urmă dăruirea și fotbalul i-a răsplătit. Și adversarii, dar și specialiștii spun că aveți cel mai bun lot, că sunteți principala candidată la promovare, dar vă întreb ce noutăți aveți vis-a-vis de dreptul la promovare, că se tot vorbește, ați văzut ce a apărut și astăzi, că se ia distanță de la federație, ce știți dumneavoastră? Dar iară facem, avem cel mai bun lot, dar cum l-am făcut? Că bugetul e mai mic ca anul trecut. Nu știu și eu cum l-am. Ar mai trebui, sincer, mi-ar mai trebui cel puțin câți? Un jucător, dacă nu doi, un fundaș central pe care l-am văzut, am vrut să-l aduc, dar bugetul la momentul ăsta nu-mi permite. Și cred că aș fi făcut o echipă și mai bună, pentru că aș avea doi jucători cu mare calitate care ar putea să vină, dar la momentul ăsta vedem dacă se mai poate face ceva în perioada asta de transferuri. Dar eu nu pot să spun că nu sunt mulțumit cu ce am acum. E un lot, eu spun, echilibrat pe toate posturile, jucători cu calitate. Dar e primul meci, mai vedem pe parcurs. Ar trebui să ne dea încredere jocul pe care l-am prestat. Și noutățile, revin la noutățile despre dreptul de a promova, că se tot vorbește... Nu știu, chiar nu mai știu. Nu v-a spus nimeni nimic din club? Nu mi-a spus nimeni nimic. Nu prea, v-am zis, nu prea merg la club să întreb sau... Trebuie să-mi văd de treabă, să fac jucătorii să-i motivez, să joace, asta e meseria lor, de-aia au venit, de-aia au semnat contractele, să joace. Nu, că apar fel și fel, ai văzut în presă. Au apărut și anul trecut și... Că... Nu știu, da, chiar nu mai vreau să comentez, nici eu nu știu ce am de făcut, doar că trebuie să jucăm. Le-am spus jucătorilor să intrăm să jucăm. Mai departe nu pot să spun, pentru că chiar nu știu, nu m-a informat nimeni. Avem sau nu avem. Ai văzut stadionul din Ghencea plin la FCSB CFR, va fi plin și poimine la FCSB. Da, n-aș vrea să comentez doar de situația noastră, de ce am fost astăzi, ce putem să spunem. Foarte mulți suporteri. Eu am mai spus-o de fiecare dată și în anii precedenți am fost susținuți în deplasare, ne-am simțit ca acasă și astăzi au făcut o atmosferă extraordinară, le mulțumim pe această cale și da, sper că nu i-am dezamăgit. Era așa, o dezamăgire să plecăm învinși când ei au venit așa un număr mare să ne susțină. Veți juca aici meciul cu Metalul Globul, nu? Nu știu dacă s-a rezolvat așa. Înainte să înceapă jocul, erau doar discuții. Da, ne-am simțit bine, un stadion foarte frumos, cu un gazon foarte bun, cu oameni cărora le place fotbalul. Vreau să-i felicit și pe ei și pe suporterii din Târgoviște, pentru că au făcut o atmosferă extraordinară, chiar dacă am mai avut așa plinciuri, ăsta e fotbalul. Le cer scuze și celor din staff și din pe banca celor de la Chindia, că am făcut așa, m-am bucurat poate prea mult, dar așa trăiesc eu meciurile. Dacă i-am supărat, îmi cer scuze și lor și suporterilor. Mulțumim frumos! Plăcere!